Salutare tuturor! Astăzi o să discutăm despre o pereche de căști made in Baia Mare, România. Cel mai probabil știți deja despre ce este vorba, este vorba despre brandul Meze Audio. Da, sunt cei care au produs și 99 Classics, o pereche de căști îndrăgită chiar și de ascultătorul casual și nu numai. Însă astăzi o să discutăm despre o pereche de căști care este destinată unui grup nișă de ascultători de muzică. Este destinată celor care sunt extrem de meticuloși cu sunetul, dar totuși nu doresc să se poarte neapărat cu mănuși chirurgicale, să zic așa, cu muzica pe care o ascultă. Noul model Empyrean 2 îmbunătățește pe baza primului, care s-a lansat deja de ceva timp în 2018, și din ce am citit, inginerii Meze Audio au ascultat foarte atent feedback-ul venit din partea comunității audio și au făcut modificări pornind de la cerințele acestora. Așa s-a născut modelul Empyrean 2, o pereche de căști care duce pasiunea pentru sunet un pic mai departe, atât de partea ascultătorului, cât și de partea echipei care a produs această pereche de căști. Iar Meze nu au fost singuri în aventura asta, au lucrat împreună cu Urinaro Acoustics la driverul Isodynamic, ca și până acum la modelul anterior și alte căști Meze Audio. Iar eu, la rândul meu, n-am putut să nu testez căștile astea acasă așa cum se cuvine, așa că le-am împerecheat cu un Cord Electronics Hugo TT2, un DAC senzațional care la noi la Avestor a devenit un favorit, la care conectăm orice pereche nouă de căști care ne trece pragul showroom-ului, deoarece pur și simplu setează un standard pentru DAC-urile de birou. Căștile Empyrean 2 au o construcție fenomenală, de la cât sunt de comode, la cât sunt de rezistente, cu un cadru obținut prin frezare CNC. Empyrean 2 nu coboară standardul modelului anterior, ba chiar ridică ștacheta la nivel de design și construcție. Meze Audio au lucrat în acești ani foarte mult la Empyrean 2, au avut o grămadă de iterații și, din ce am înțeles, de multe ori nu sunau cum trebuie, de multe ori rezistența nu a trecut testele și tot așa au refăcut, au regândit și au reintrat cu Empyrean 2 în producție, până când au ajuns la această formă, forma actuală, care răspunde la cerințele stricte ale pasionaților de muzică și ale echipei de la Meze Audio. Noile Empyrean 2 pun un accent deosebit pe redarea detaliilor fine, pe reproducerea naturală, spațioasă și aerisită a sunetului, o redare neutră, care în același timp păstrează caracterul jucăuș, deja devenit faimos pe Empyrean 1. Nu sunt căști plictisitoare, vreau să spun. Sunt ușor de ascultat în continuare, cum au fost și Empyrean 1. Pad-urile de pe Empyrean 2 sunt cu prindere izomagnetică. Ce înseamnă asta? Ele se desprind extrem de ușor, pur și simplu le ridici, au un magnet care se prinde de cupă și le atașez înapoi, apropiind pad-urile de căști. Este probabil cel mai simplu sistem de schimb al pad-urilor de până acum. Pad-urile utilizează câmpul de demagnetizare generat de difuzor ca să fixeze pad-urile de căști și în același timp redirecționează câmpul magnetic înapoi către difuzor, sporindu-i eficiența. Deci uite cum fiecare detaliu al căștii vine și lucrează în slujba sunetului. Legat de paduri, Empyrean 2 vin în cutie cu două astfel de perechi, ce permit optimizarea sunetului. Deci nu sunt doar pentru confort, au și o anumită funcționalitate în ceea ce privește sunetul. Prima pereche este perechea Duo, pe care o am și aici. Este adaptată pentru a se potrivi perfect cupelor Empyrean 2. Ele sunt un mix între piele și alcantara și aceste paduri facilitează un echilibru tonal armonios al căștii, ce rezonează cu orice gen muzical. În paralel, în cutia căștilor mai avem o pereche de paduri. Care-i treaba cu ele? Aceste paduri sunt în unghi. Dacă vă uitați atent, veți observa că vin într-un unghi. Aceste cupe în unghi sunt spectaculoase pe partea de redare a detaliilor și nuanțelor complexe din muzică. Adică sunt destinate celor care caută detaliile fine în muzică și vor să fie un pic mai chirurgicali. Oferă un pic mai mult spațiu în interiorul cupei și asta favorizează o audiție mai aerisită, un bas mai curat și o prezență mai accentuată a mediilor. Care a fost experiența mea de audiție cu Empyrean 2? Vă spun sincer că odată ce le-am pus pe cap, primul lucru care m-a surprins înainte să dau și play a fost nivelul de confort. Și pe cât de mari le vedeți și pe cât sunt de bulky, să știți că efectiv dispar pe cap. Sunt ultra confortabile la sesiuni lungi de audiție. Și vă mărturisesc că m-am îndrăgostit de ele.
Apropo, nu v-am zis, dar căștile au 32 de ohmi, sunt ușor de condus, dar la cât sunt de detaliate și de bine construite, vă zic sincer, merită să investiți într-un DAC cât mai bun. Au o redare foarte clară, într-adevăr aerisită, ai o spațialitate incredibilă atunci când asculti muzică la aceste căști. Am ascultat, de exemplu, Spanish Harlem de la Rebecca Pigeon și vocea ei pe căștile astea este atât de vie și de atot cuprinzătoare, încât efectiv ai impresia că ești într-o sală de concerte și ești singurul din scaune, iar cântăreața îți cântă numai ție și ești foarte aproape de ea, de unde cântă, pentru că simți vocea aia, simți prezența fizic în jurul tău. Sunt ferm convins că această construcție open back ajută foarte mult la spațialitatea despre care vorbesc eu și redarea impecabilă. Deci, perechea asta de căști este minunată, singura mențiune fiind open back și având posibilitatea de a se duce la un volum foarte ridicat, este să aveți grijă cu oamenii din casă atunci când ascultați, pentru că e posibil să deranjați în jur prin prisma acestei construcții open back. Sunetul iese în exterior. Superbe pe medii, calde și plăcute pe frecvențele joase, Empyrean 2 sunt ca o poezie rostită dulce în urechi. Într-adevăr, așa cum spun și cei de la meze, mai multă claritate, mai multă profunzime, mai distractive, să zic așa, more fun. În sensul că nu sunt, cum ziceam anterior, deloc plictisitoare. În timp ce îți redau un sunet corect și neutru, totuși sunetul este ușor de iubit, este plăcut, nu au nota aia neutră care în timp poate să fie plictisitoare. Ce am sesizat este că atunci când am ridicat foarte mult volumul căștilor, pe înalte e posibil să mă obosească puțin. Și e ușor să sare calul cu ele, pentru că la 32 de ohmi, fiind atât de ușor de condus, e ușor să dai volumul la tare și să obții un volum care poate să devină obositor pentru urechi. Nu pentru că sunt tăioase sau zgomotoase sau nu sunt curate pe înalte, ci pur și simplu pentru că la fiecare treaptă de volum în sus, pare că se mută lupa prin care studiezi piesa pe care o asculți pe alte părți din plaja de frecvențe. Și cu cât dai mai tare volumul, cu atât scoți mai mult în evidență notele înalte și focusul se mută pe ele. Nu acoperă mediile, nu acoperă basul, pur și simplu înaltele se aud extrem de clar și la volum foarte ridicat pot fi un pic obositoare, dar asta a fost pentru mine. Poate altcineva asta apreciază în muzică și vrea să fie cu un focus pe înalte și să le studieze. Dai volumul un pic mai încet și mediile sunt acum în prim plan, focusul este pe notele medii, muzica se aude extrem de clar, extrem de detaliat, mediile sunt extrem de bine definite, dar poate că ești ca mine și tu nu asculti muzică la o pereche de asta de căști ca să faci disecție fonică pe piesele tale, ci pur și simplu cauți o pereche de căști care să te țină o viață, să te facă să zâmbești de câte ori dai play și să îți faciliteze acele momente în care folosești muzica efectiv pe post de, să zic, terapie pentru tine. Momentele alea în care te închizi în camera ta, te așezi în fotoliu relaxat sau pe canapea, dai un play și stai cu ochii închiși și asculți muzică așa cum obișnuia să se facă, lași albumul să se deruleze de la un cap la altul și te bucuri de povestea muzicii pe care o asculți. Totodată sunt sigur că la muzicalitatea și claritatea căștilor și calitatea pe care am putut să o scot din ele a contribuit fără discuție acest Cord Electronics Hugo TT2. Este imposibil să nu fi contribuit, pentru că vă spun sincer, acest DAC, acest preamplificator este o operă de artă în materie de DAC-uri. Acest setup, așa cum îl vedeți aici, este disponibil și în showroom-urile Avestor și vă invit cu mare drag să-l ascultați. Sunt deosebite, merită. Eu sunt fericit totodată că știu că o echipă din Baia Mare a produs perechea asta de căști și mă bucur extrem de mult să știu că e atât de apreciată și de iubită de comunitatea internațională a audiofililor. O pereche de căști care este made in Baia Mare, România. Jos pălăria, guys! Vă mulțumim tare mult și vă mulțumesc și eu celor care au urmărit acest clip. Să aveți sărbători frumoase și ne vedem în curând. Pa!